înghețată. Mami mă lasă întotdeauna sâmbătă împreună cu tati. Iar tati și cu mine mergem să luăm înghețat. Și o mâncăm în mașină, dar trebuie să stau pe scaunul din spate, până voi fi un băiat mare. Tot timpul mergem să luăm înghețat după ce păpăm împreună. Dar nu înainte să se termine desenul meu animat. Mă duc în bucătărie să văd ce paprică face tati, dar nu este acolo. Am văzut un bilețel pe masă din bucătărie care spunea că mami și unchiul Vlad pleacă undeva împreună. Nu știu sigur, nu prea știu să citesc. Mă duc să-l caut pe tata în garaj. Închid ușa după mine, cum trebuie să fac. Tati deja mă așteaptă în mașina pornită. Cred că nu mai popăm în seara asta mâncare. Cred că doar înghețată. Intru în mașină, pe bancheta din spate, pentru că încă nu sunt un băiat mare. Tati nu spune nimic când îl salut. Poate nu m-a auzit din cauza mașinii. Cred că am să mă întind un pic până ajungem la înghețată. Mi-este un pic somn. Puls 0.